Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Totul pentru familia mea, episodul 3. Kadir cheamă ambulanța pentru Akif și îi anunță familia. Akif scapă doar cu câteva răni ușoare și își trimite oamenii după Ismet, ca să șteargă filmarea din telefonul lui și să îl amenințe ca să plece din oraș. Ismet pleacă, dar înainte îi spune lui Sengul totul despre moartea lui Hatice și a lui Vel. Copiii lui Sengul își doresc să meargă și ei la liceul privat cu Omer și cu Asie. Sengul îi înscrie la școală plătind taxa cu banii pe care i-a primit de la Suzan pentru cei patru orfani. Când soțul ei află despre acești bani, vrea să îndrepte greșeala făcută față de nepoții lui și împrumută bani și le amenajează magazia, făcând-o puțin mai locuibilă. Când proprietarul casei află lucrul acesta, pretinde ca copiii să îi plătească chirie și pentru magazie. Cu toate acestea, copiii se bucură foarte mult. Servitoarea lui Akif găsește cercelul lui Suzan în casa de vacanță și îl dă soției lui crezând că este al ei. Nebahat bănuiește că Akif o înșeală și împărtășește temerile prietenei sale Suzan. Aflând lucrul acesta, Akif ia celălalt cercel de la Suzan și o convinge pe soția lui că a cumpărat cercei pentru ea, dar a pierdut unul dintre ei. Când Kenan vede cercei purtați de Nebahat, se întreabă de unde i-a cumpărat, pentru că el i-a comandat special pentru Suzan și sunt model unicat. Akif rezolvă și această chestiune, eliminând orice îndoială. Kadir începe să lucreze la cafenea, iar frații și verișorii lui încep școala. Toți patru sunt în aceeași clasă cu Melissa, Doruk și prietenii lor și sunt umiliți constant de ei. Pentru a-i ajuta să se înțeleagă, o profesoară le dă un proiect la care să lucreze pe echipe. Ogul Khan va face echipă cu fata pe care o place, Harika, care este și iubita lui Doruk. Melissa se oferă să lucreze cu Omer, iar Asie face echipă cu Doruk și se împrietenesc. Harika observă că Doruk o place pe Asie și este geloasă. Pe de altă parte, Doruk și prietenii lui îi chinuie pe Omer și pe Ogul Khan, punându-i să facă diferite lucruri umilitoare, promițând că în schimb le va șterge datoria. În cele din urmă, Omer cedează și renunță la înțelegere. Fiindcă Doruk pretinde să îi dea datoria în acea seară, Omer și Ogul Khan împrumută bani de la Mehmet, un tip dubios, și sunt de acord să îl ajute în afacerile lui ilegale. Melissa îi invită pe cei patru la ziua ei de naștere. Kadir refuză invitația ei, dar merge la petrecere ca chelner. Melissa dansează cu Omer, dar se pare că îl place și pe Kadir și încearcă să intre în vorbă cu el. Berk, prietenul lui Doruk, o place și este gelos pe cei doi frați. Fiica lui Sengul îi vede întâmplător pe Akif și pe Suzan sărutându-se în dormitor, în timp ce toți ceilalți sunt jos la petrecere. Kadir vede că Omer îi dă bani lui Doruk și îl întreabă de unde a făcut rost de o sumă de bani atât de mare. Atunci Ogul Khan îi spune cum Doruk și prietenii lui i-au umilit pentru datorie. Kadir se înfurie când află ce a pățit fratele lui și în mijlocul petrecerii îl ia la bătaie pe Doruk. Akif îi scoate afară, dar când Nebahat îi insultă, fiica lui Sengul spune în fața tuturor că i-a văzut pe Akif și pe Suzan sărutându-se. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.